Avem vești bune pentru cuplurile infertile. De mâine încep înscrierile în programul FIV. Cei care își doresc să aibă copii vor putea primi până la 15.000 de lei pentru asigurarea medicamentelor și a procedurilor medicale de specialitate, bineînțeles recomandate pe teritoriul țării noastre. Anul acesta sunt disponibile fonduri pentru 10.000 de proceduri, iar sprijinul financiar se acordă în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete și declarate eligibile. Haideți să vedem care este procedura de înscriere. Toate documentele aferente dosarului de înscriere se vor depune exclusiv în format electronic pe platforma digitală App Comunitate. Este important să știți că documentele primite prin orice altă modalitate nu vor fi luate în considerare. Dosarul de înscriere trebuie să conțină în primul rând cererea de înscriere semnată, declarație pe propria răspundere din care se reiasă că nu au mai fost beneficiarii unui astfel de program, document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate și o adeverință din care să rezulte calitatea de asigurat. Dosarele complete pot fi depuse de mâine începând cu ora 9. Atenție, vârsta femeii care dorește să se înscrie în acest program trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani. Infertilitatea este o boală ce a fost clasată de Organizația Mondială a Sănătății pe locul 5 în topul dizabilităților la nivel global. În România, potrivit statisticilor, unul din 5 cupluri se luptă cu infertilitatea.